La următoarea extragere a loteriei bonurilor fiscale se vor acorda maxim 100 de premii. Amendamentul a fost adoptat marți de Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților la propunerea Ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici. Oficialii de la București au propus această modificare pentru a crește sumele câștigate la loteria bonurilor fiscale. Astfel se dorește stimularea consumatorilor de a solicita bonul fiscal. Teodorovici a declarat pe data de 5 mai că la următoarea loteria bonurilor se va extrage ziua, luna și bonurile fiscale din acea zi, dar fără niciun fel de valoare pentru stimularea solicitării bonurilor fiscale. Iar din bonurile din acea perioadă ar putea fi efectuată o nouă extragere cu 100 de câștigători care vor împărți premiul de un milion de lei pus în joc să se păstreze aceeași abordare de a se extrage luna, ziua respectivă, bonurile fiscale din acea zi, eventual fără niciun fel de valoare, că ideea e să stimuleze solicitarea bonului fiscal, nu neapărat valoarea acestuia. Iar din acele bonuri, din acea perioadă, să se facă o nouă extragere, să spunem 100 de câștigători, la care să se împartă acel premiu de un milion de lei, astfel încât câștigurile să fie unele consistente, a declarat Teodorovici. Valoarea premiului pentru fiecare bon câștigat la prima extragere a loteriei bonurilor organizată a doua zi de Paște este de 66 de lei. Asta pentru că au existat 15.000 de cereri de revendicare a premiilor la nivel național, bugetul fiind de un milion de lei.